După cum sunt îmbrăcați cei doi tineri, ați crede că sunt undeva în Siberia. Decorul este în concordanță și el, numai că se află în sala de spectacole a Casei Tineretului, unde temperaturile scăzute fac legea. În sala de spectacole de la Casa Tineretului, termometrul nu arată în acest moment mai mult de 10 grade Celsius. Caloriferele au fost pornite, dar din păcate nu fac față. În acest moment, în spatele meu, se desfășoară repetițiile cu ocazia zilelor liceului Ștefanu Dobleja. Din păcate, organizatorii sunt nevoiți să stea cu gecile pe ei. Este foarte răcoare și, în fine, când o să vină spectatori, o să se încingă atmosfera datorită emoțiilor, sper. De ce stai îmbrăcat? E destul de răcoare. Ce să mai zic, așteptăm să încingă atmosfera. Tot îmbrăcați cu paltoane și geci groase sunt și cei care vin să asiste la evenimentele culturale din această perioadă. Totuși, când cele 500 de locuri ale sălii se ocupă, atmosfera se mai încălzește, iar dacă spectacolul place, publicul aplaudă și uită de frig. Conducerea Fundației pentru Tineret spune că imobilul este alimentat cu agent termic de la rețeaua de termoficare a orașului și nu are sistem propriu de încălzire. Nu e de mirare că, deși sunt pornite caloriferele, acestea nu fac față. Este alimentare de la oraș, de la termo. În sală e destul de frig, se pornesc caloriferele. Sala nu a fost pregătită când a fost proiectată cu sistem de încălzire special. Da. Există doar niște calorifere, așa cum a fost ea proiectată în anii 70. Pentru a îmbunătăți, trebuie schimbat sistemul de încălzire. Imobilul Fundației pentru Tineret a fost construit în anii 70, iar de atunci nu a beneficiat de nicio reabilitare. Bolnavii internați la secția de oncologie a Spitalului Județean de Urgență au avut parte de o zi specială pentru că au primit colindători. Amănunte mai târziu în jurnal.